istorioară. Tu ești legat de aproapele tău. Un șoricel voia odată să treacă peste o apă, dar neputând, stătea amărât pe țărm și se uita după un ajutor. De ce stai așa de trist acolo, îi zise o broască ieșind din apă chiar lângă el. Aș vrea să trec dincolo și nu pot, zise plângând șoricelul. Vino că te trec eu, zise broasca, gândind că la mijlocul apei o să-l lase să se nece ca să-l poată mânca. Uite aici ața aceasta, leagă-ți lăbuța ta cu un capăt, iar cu celălalt capăt te voi lega eu de piciorul meu. Astfel am să te salvez, zise cu glas prefăcut broasca. Dar la mijlocul apei, broasca ticăloasă s-a dat la fund, trăgând și pe șoricel după ea. Tocmai când se lupta el, sărmanul, cu moartea, trecu pe acolo o barză și, văzând șoricelul luptându-se, se repezi și îl prinse în cioc, zburând cu el. Dar ața o trase afară și pe broască, iar soarta ei fu la fel cu acelui de care era legată ea. Frate credincios, și tu ești legat de semenii tăi. Dacă umbli să-i mântuiești, vei fi mântuit și tu. Dacă umbli să-i pierzi, te vei pierde și pe tine. Ce spun sfinții noștri părinți? Sfântul Ioan Gură de Aur. Rânduiala și ordinea din Biserica lui Hristos sunt mai presus de orice pe pământ. Ezechiel 33. Acum, Fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea, zice Domnul, și să-i înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui cea rea. Răul acela va muri în nelejuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vine știința pe cel rău, ca el să se întoarcă de la calea lui, și el nu se va întoarce, el va muri în nelejuirea sa, dar tu îți vei mântui sufletul. Ieremia 5:1. Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe. Dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr, și voi ierta tot Ierusalimul pentru el. Romani 9:3. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. 2 Corinteni 11:28-29. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Slăviți să fie Domnul!